cele mai pufoase gogoși. Sunt atât de pufoase și atât de bune. Vedeți, cu 4 gălbenușuri și cu o cană de lapte am făcut bunătăți. Sunt foarte gustoase, rețeta este foarte bună. Deci sunt care nu le preferă așa. Din această cauză, pentru cine nu le preferă așa, am făcut așa cu gaură în mijloc. Și sigur nu vor mai avea această gaură. Cineva spunea că sunt gogoși goale. Bună ziua! Astăzi pregătim gogoși frământate și dospite la mașina de făcut pâine. Avem nevoie de 200 de ml de lapte, 50 de grame de unt, 4 gălbenușuri, o linguriță cu sare, pun peste gălbenușuri, 2 linguri de zahăr, 2 plicuri de zahăr vanilat, 500 de grame de făină și 7 grame de drojdie uscată. Amestecăm gălbenușurile cu sarea. Apoi punem zahărul. Laptele călduț. Untul călduț. Topit și răcit. Și în cuva mașinii de făcut pâine, cu paleta, bineînțeles, punem compoziția lichidă. Întotdeauna se pune compoziția lichidă și la urmă făina cu drojdia uscată. Dacă folosim drojdie proaspătă, trebuie dizolvată în acest amestec. Acum cernem și făina. Mai păstrăm puțină făină. Să vedem cam cum se îngroașă aluatul. Dacă este prea gros, nu mai punem. Punem și drojdia uscată. Fixăm. Și din meniu setăm programul de frământat aluat. Are o oră și jumătate. O oră și jumătate. Și pornim. O lăsăm să frământe și apoi dospește. Frământă o jumătate de oră și o oră dospește. Și apoi îl modelăm în gogoș. Aluatul a dospit. Din făina pregătită au rămas cam 2 linguri cu vârf. Acum mai folosim puțin și la modelarea gogoșilor. Aluatul este potrivit de moale. Frământă foarte bine mașina de făcut pâine. Poate fi folosită și la frământatul cozonacului. Întindem aluatul cam de grosimea unui deget mic, nu prea groase. Și apoi cu o cană decupăm gogoșile. Eu le așez pe o tavă cu hârtie de copt și le mai las la dospit o jumătate de oră. Aceste bucăți nu le remodelez pentru că vor crește mult mai greu apoi. Le las așa și le prăjesc așa, ca să fie la fel de pufoase. Dacă vreți numai gogoși rotunde, le remodelați, dar trebuie lăsate mai mult timp la crescut. Le acoperim cu un prosop și le lăsăm la crescut. După ce au dospit și la tavă, pregătim o baie de ulei. Probăm așa cu o bucățică de aluat. Când se ridică bucățica de aluat, este gata. Și prăjim așa toate gogoșile. La foc potrivit. Și după ce s-au rumenit pe ambele părți, le scoatem pe o tavă cu șervețel absorbant să absorbă uleiul. Și așa le facem pe toate. La urmă le tăvălim prin zahăr. Am prăjit toate gogoșile. Așa le tăvălim prin zahăr. Am pus 2 linguri de zahăr tos. Pe ultimele le-am prăjit cu o gaură în mijloc, pentru că am înțeles că sunt oameni care nu suportă gogoșile goale în interior. În acest mod, prăjite, când le-am pus în tigaie, le-am băgat un deget aici și le-am tras puțin. Cele mai pufoase gogoși. Mașina de făcut pâine este minunată.
frământă foarte, foarte bine. Are funcția de a dospi o oră la căldură și este foarte, foarte bună. Sunt foarte gustoase, rețeta este foarte bună. Dacă nu aveți mașină de pâine, frământați cu această rețetă la mână, puțin mai mult, și vor fi foarte, foarte bune. Vedeți, cu 4 gălbenușuri și cu o cană de lapte am făcut bunătăți. Poftă bună!